meciuri au pierdut doar la Vaslui, unde exact. Și la Cluj au fost egalați în minutul 90 și ceva. Da, după minutul 90. La un moment dat au avut o serie de 4 sau 5 succese consecutive. Da, dar cert este că au avut un sfârșit de sezon, de campionat în anul 2011 foarte bun. După începutul destul de slab. Da, și cred că totuși după 18 etape, 31 de puncte, având în vedere că echipa asta a câștigat două trofee în vară, titlul, Supercupa, e adevărat că totuși rămâne, să spun, prestația asta dezamăgitoare din grupa Champions League. Da, 0 puncte. Uitându-ne la rezultate, după 0 puncte se poate spune și așa. Dar în Champions League nu este ușor să faci puncte. Și nu poți să zici că nu chiar au jucat slab, mai ales că au jucat și cu Benfica și cu Manchester United și cu Basel, care până la urmă au reușit să elimine pe cei din Manchester sau s-au calificat mai departe în Liga Campionilor. Nu au fost adversarii destul de facili. V-am regăsit. Rapidul încearcă să câștige la Vaslui prin orice mijloace, cel puțin așa spune Adrian Porumboiu, care îl acuză pe Zota că i-a contactat 4 jucători. Oficial, fotbaliștii de la Vaslui au fost ofertați pentru un transfer în Giulești. De fapt, li se sugera să o lase mai moale la meciul direct de marți, crede Porumboiu. Eu n-am făcut nicio de investigație acum, până să vă pun la curent, cred că sunt cu un jucător care îmi confirmă acum negru pe alb, sunt mesaje sau discuții telefonice. Mesaje, da. A trimis și mesaje și avem mesaje. Mai e mesajul? Deci a trimis și mesaje către jucători. Că, și cum sună un astfel de mesaj? Adică, că e interesat, clubul e interesat de jucător, mai are 6 luni și trebuie să joace, că va juca la Rapid, că intrează Rapidul de el. Da, urât. Este provenit, domnul Vorobă, este provenit acest mesaj de pe numărul lui Constantin Zota? După ce număr? După numărul lui? După și numărul lui Zota? După numărul lui, nu? Da. Porumboiu este supărat rău pe Zota. Chiar l-a jignit pe fostul său angajat, însă acesta merita o pedeapsă grea pentru tentativa sa. Primul rând, n-ai voie. Cum să contractezi un jucător care e sub contract cu, clubul? E total nepermis treaba asta. Ceva mai devreme, Constantin Zota respingea, mă rog, cât el de nesimțit, el respinge orice ce poate să respingă, că eu nu i-am... De jucători au spus ei, de bună voie, nesiliți de nimeni, ce să... Nu pot să mintă, sunt... Jucătorii ei, din proprie inițiativă, au spus treaba. Dar jucătorii când v-au anunțat? V-au anunțat după ce au primit imediat mesajele, că înțeleg că le-au primit de ceva timp. Dumneavoastră astăzi ați făcut astăzi, pentru că noi ne-am întâlnit, după meciul la Zurich nu i-am mai văzut. Constantin Zota a stat ceva mai mult de 4 luni la Vaslui în funcția de președinte al clubului. La jumătatea lunii noiembrie a plecat pentru a ocupa postul lăsat vacant în Giulește, Dinu Gheorghe. Nu a rămas în relații bune cu Adrian Porumboiu, iar scandalul iscat de finanțatorul vasluian îl va aduce pe acesta în boxa acuzaților. Dezvăluirea a fost făcută de Zota în direct la GSPTV. De acum încolo se ia legătura cu avocatul meu, pentru că nu accept asemenea calomnii. Sunt niște calomnii și cu asta am închis. O să ne întâlnim și o să vorbim prin alte persoane și în alte locuri. Auzi, adică practic îl dați în judecată, ca să mai pe românești, nu știu. 100% îl dau în judecată. Bun, spuneți că practic înțeleg că nu i-ați sunat, nu? Nu am făcut absolut nimic, este o calomnie și atâta tot. Porumboiu a susținut că Zota i-a contactat jucătorii, dar a evitat să-l acuze pe Copos. Gigi Becali a lansat însă o variantă bombă în direct la Premium Liga. Dacă a existat aceste lucruri, Zota nu a făcut el, a făcut
la cererea lui Răzvan Lucescu. Finanțatorul Stelei a explicat motivul pentru care crede că Lucescu Junior este vinovat. Niciun conducător nu se apucă de aranjamente dacă nu are și acordul antrenorului. De obicei nu există niciodată, dar niciodată, când directorul sportiv face un aranjament fără să știe antrenorul. Gigi Becali a reprodus și posibilul dialog dintre Răzvan Lucescu și Zota. A reușit să imite chiar și accentul președintelui rapidist. Păi, Costică, ia vezi tu, că tu ai fost pe acolo, tu nu cunoști tu nimic, că nu poți să faci tu nimic. Păi nu știu, să încerc să văd. Păi trebuie cu tare. Să văd, că uite, mai am telefonul, nu mai vorbesc cu ei, poate să văd cu tare, e povit că nu știu ce, cu tare, să vedem ce zic. Păi ia vezi și tu. Șeful Stelei este convins că prietenul său Copos nu are vreo implicare în scandal. Inteligența bosului rapidist l-a ținut departe de prostii în ultima vreme. În trecut a avut însă și el câteva scăpări. De exemplu, la Rapid, cred că Copos nu e implicat, în primul rând că Copos nu e idiot. Copos e un băiat prea deștept, datoriște el pielea lui și libertatea lui pentru fotbal. Înțelegi? Sau, da, nu există așa ceva. Dar nu a făcut, deci Copos făcea pe vremuri când știa că nu-i periculos și când toată lumea făcea. Oțelul a realizat un adevărat tur de forță în finalul sezonului după ce s-a lămurit că nu are șanse în Liga Campionilor. Băieții lui Dorinel au înregistrat a 6 victorii în ultimele 8 etape după 1-0 cu Petrolul. Gălățenii au urcat pe locul 4 pentru minimum 24 de ore. Fundașul Milan Perendia a adus victoria pentru Oțelul Galați în ultimul meci din 2011 al campioanei. Perendia a marcat în minutul 22 cu Petrolul Ploiești. Giurgiu a avut cea mai mare ocazie de gol a partidei, a șutat în Bornescu din mijlocul careului. Și Pena putea marca în repriza a doua, a trimis însă pe lângă poartă. Petrolul a avut singura șansă la Galați la șutul lui Stoimirovici din lovitură liberă. Campioana a terminat anul la 9 puncte în spatele liderului Dinamo. Petrolul are cu 2 puncte mai mult decât Târgu Mureș, echipa aflată pe prima poziție care duce în Liga Secundă. 4 goluri și 3 eliminări au văzut spectatorii de pe Cluj Arena la ultimul meci al anului. Universitatea n-a profitat de șocul demisiei și apoi revenirii lui Badea. A făcut doar 2-2 cu Lanterna Roșie. Ce semioveni! Doar 2 minute a rezistat Universitatea în inferioritate. După eliminarea lui Pele, mioveniul a produs șocul. Aiza a profitat de ieșirea greșită a lui Matache. În lipsă de idei, Universitatea a avut nevoie de experiența lui Niculescu pentru a reintra în joc. Centrare boștină, plonjon, claugol, care a readus echilibrul pe tabela de marcaj. Ultrașii echipei s-au bucurat doar 2 minute. Olteanu a dat golul etapei cu o lovitură de cap. Clujenii au început să spere mai tare în minutul 69, când Sandulescu a făcut penalti și a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. Claudiu Niculescu și-a trecut în cont dubla și tabela s-a închis la 2-2. Nu înainte de a se mai arăta un cartonaș roșu. Ionuț Voicu l-a primit însă, n-a mai contat. Echipa s-a obținut un punct mare în încercarea de a evita retrogradarea. Duelul dintre foștii dinamoviști Radu Ștefan și Torje din Serie A s-a terminat la egalitate. Lazio Udinese a fost 2-2, dar Torginio a ieșit cam șifonat. Tocmai prietenul său a dat cu el de pământ în repriza secundă și s-a ales cu un cartonaș galben. Pe tabelă, colegii lui Radu Ștefan au remontat după 0-1 și au trecut la comandă cu golurile lui Lulic și Cloze. Udinese a egalat însă la scurt timp după ce Dinatale l-a înlocuit pe Torje. Capitanul alb-negrilor a pasat și Pinții a stabilit scorul final. Pandurii și Ceahlăul și-au împărțit punctele în ultima reprezentație din Liga 1 pe 2011. A fost 1-1 cu goluri reușite în prima repriză. Revelația sezonului, echipa lui Grigoraș a condus după reușita lui Maxim. Nemțenii au revenit cu eurogolul lui Bădescu și termină anul pe locul 10. Pandurii lui Grigoraș au deschis scorul la prima ocazie importantă. Maxim a reluat din apropiere șutul lui Voiculeț respins de Vilațăn. Batin a ratat desprinderea pentru gazdele.